Vinul este la mare căutare în această perioadă, inclusiv de hoți. Aceștia au prădat mai puțin de 35 de beciuri din Comuna în noaptea de sâmbătă spre duminică. Dialul din Vârșolț, unde se află culturile viticole, este recunoscut inclusiv pentru beciurile cu vin pe care localnicii le dețin. Doar că liniștea care domnește pe acest dial a fost spulberată de hoți. Aceștia au dat iama în beciurile în care se aflau sute de butoaie cu spirtoase și au furat alcool din acestea. Potrivit informațiilor primite de la biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș, sâmbătă 31 martie la ora 8.55 de minute, poliția a fost sesizată prin apeluri de urgență. 112 despre faptul că persoane necunoscute au pătruns în noaptea de vineri spre sâmbătă în mai multe beciuri de pe raza localității Vârșolți, de unde au sustras bunuri, produse alimentare și băuturi alcoolice. Prejudiciul cauzat în aceste fapte penale se ridică la aproximativ 3.000 de lei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru furt și continuă cercetările pentru identificarea autorilor.